Mirela! Liniște! Liniște în sală! O cooperativă agricolă a vândut 3.000 de quintale de cereale, și anume orz, secară și grâu, primind pentru orz 140.000 de lei, pentru secară 120.000 de lei și pentru grâu 84.000 de lei. Știind că 6 quintale de orz costă cât 5 quintale de secară și că 7 quintale de secară costă cât 6 quintale de grâu, Mirela, să se afle cantitatea de quintale și costul unui quintal pentru fiecare fel de cereale. Puteți să ne răspundeți la întrebare? Răspunsul e că sunt 1400 de quintale de orz, 1000 de quintale de secară și 600 de quintale de grâu. Un quintal de orz e 100 de lei, un quintal de ăsta secară e 120 și un quintal de grâu este 139 de lei. Acesta e răspunsul. Domnul meu, răspunsul corect e 140 de lei, nu 139. 140, aveți dreptate. Gura! Când a murit Mihai Eminescu? Răspunsul e 18 iulie 1889. Răspunsul corect este 15 iulie 1889. Da, îmi cer scuze, am greșit. Puteți să ne spuneți care e șirul munților vulcanici? Șirul... Deci, care e da, șirul? Este... Oaș, Gutâi, Țibleș, Căliman, Gurghiu, Harghita. Puteți să bezi niște apă dacă vreți. Mirela! 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 Gălăgia în sală! Liniște! Dar nu vă e așa puțin rușine? Nota 7.